Este o ipocrizie fără margini să vă prefaceți că vreți să opriți acest flagel, însă să puneți la vot și în dezbatere doar un proiect care oricum e ordonanță de urgență care este în vigoare, la care ați modificat câteva lucruri, multe dintre ele cerute chiar de industria păcănelelor. Industria păcănelelor a venit la voi pesediștilor și peneliștilor și v-ați zis că vor să cheltuie mai puțin pe outdoor și să îi obligați prin lege să nu mai facă o cursă înarmărilor cu zeci de metri pătrați, sute de metri pătrați de meșuri de outdoor prin orașe. Și așa s-au trezit băieții că le rămân niște milioane în buzunar, pentru că dumneavoastră azi PSD și PNL a zis că outdoor-ul pentru păcănele trebuie să fie maxim 35 de metri pătrați. Cât din milioanele alea vi se întorc, domnule Ciolacu și domnule Ciucă? Sunteți părtași la distrugerea a sute de mii de familii din România. Dacă interziceți păcănelele doar în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori, e praf în ochi și știți foarte bine asta. V-ați bătut joc de parlamentul ăsta așa cum nici Dragnea nu a făcut-o. N-am văzut în comisia nici pe vremea lui Ciordache așa ceva, bătaie de joc în care să nu permiți opoziției să dezbată amendamentele trimise de președinta Comisiei Juridice de la PNL cu 9 minute înainte, de la PSD. PNL, PSD, oricum aceeași mizerie, știm foarte bine. PNL-ul ați devenit prelocul PSD și astăzi ați dovedit asta încă o dată, după ce a spus la păcănele frizerul ăla săptămâna trecută. Vă rog să concluzionați, domnule. Să vă fie rușine, asta este concluzia, vă bate joc de o țară. Credeți că dacă vă luați pantofi de 1.500 de euro, deveniți niște pesediști mai spălați decât ea lui Dragnea, dar nu sunteți. Mulțumim.